Corvinul Hunedoara s-a impus în derbiul grupei din fața celor de la Unirea Ungheni și bifează al șaselea succes din tot atâtea posibile în campionat, în timp ce proiectul primăriei privind construirea noului stadion a primit primele aprobări de la Comisia Companiei Naționale de Investiții. Antrenorul Maxim a început partida cu Lefter, Iacob, Mar, Garuti, Pop, Bradu, Kindriș, Hergelegiu, Pârvulescu, Borțoneanu și Coman. Rezerve au fost Roman, Pocioian, Mitran, Lupușor, Roșu, Lupu, Neacșa, Mercioiu și Vlad. La meci au participat aproximativ 700 de spectatori, peste media Ligii a treia. Hunedorenii au început cu un pressing agresiv, recuperând foarte multe mingi în terenul advers, astfel creându-și foarte multe faze la poartă. Unirea Ungheni a avut la rândul ei parte de ratări, mai ales din fazele fixe, dar la care apărarea corvinistă a răspuns pe măsură. Ușor-ușor, echipa mureșană a cedat posesia mingii, hunedorenii având tot mai multe ocazii de a deschide scorul. Cu toate acestea, nu au reușit să introducă mingea în poartă până la pauză. Nu scoate pentru Adrian Mar, șut cu stângul al acestuia și Marius Coman în duel cu Onișor, foarte bună pasa lui Coman pentru Borțoneanu, frânează la timp, Borțoneanu scoate pentru Coman, în careu Coman scoate pentru Hergilegiu și mingea trece agonizant prin fața port. După pauză, cele două echipe au practicat un joc deschis cu ocazii de gol la ambele porți, iar în minutul 47, după un șir de pase pe traseul Lefter Coman-Hergilegiu, mingea ajunge la Borțoneanu, care marchează cu capul, aducând cele trei puncte puse în joc de partea Corvinului Hunedoara și consolidându-și poziția de lider în clasament cu 18 puncte, urmată de Avântul Reghin cu 10 și Unirea Ungheni cu 9 puncte. Ca și anul trecut, obiectivul echipei este de a promova în Liga a doua, beneficiind de sprijinul administrației locale, care, în continuare, face toate demersurile pentru crearea noii arene pentru sportul din municipiul Hunedoara. Anul trecut spuneam cu siguranță trebuie să promovăm. Evident, nu ne-am pierdut entuziasmul, este o competiție sportivă. Într-o competiție, unii sunt câștigători, alții sunt învinși. Noi ne dorim să fim învățați din ceea ce am greșit în campionatul trecut și să promovăm în acest campionat. Nu am renunțat la acest proiect. Știu că sunt alte primării care, după un asemenea eșec, își iau mâna de pe clubul sportiv. Nu am vrut să fac acest lucru. Am explicat Consiliul Local de ce este necesar să ducem acest proiect mai departe, mai ales că noi va trebui cât de curând să susținem în cadrul Companiei Naționale de Investiție proiectul noului stadion de la Hunedoara. Suntem deja cu documentele la zi, sunt predate, au trecut de prima comisie de la Compania Națională de Investiții. Săptămâna aceasta va fi a doua comisie, Comisia Interministerială, unde voi fi prezent pentru a susține acel proiect. E bine, dacă ai un proiect ca și stadionul de la Hunedoara, noul stadion în care eu chiar cred, evident că trebuie să ai și o echipă măcar de Liga Secundă. Etapa următoare se va desfășura sâmbătă 8 octombrie, iar Corvinul se va deplasa la ASA Târgu Mureș.